Salutare din Salzburg! Nu avem noi parte de o zi foarte luminoasă, nici măcar nu este zăpadă, dar este ok. E bine că nu este foarte frig, așa că putem să ne plimbăm. Mi-am făcut de acasă o listă cu obiective pe care îmi propun să le vizităm, dar mai rămâne de văzut și dacă socoteala de acasă se potrivește cu cea din târg. Hai să mergem! Salzburg este al patrulea oraș ca mărime din Austria, capitala statului federal Salzburg. Orașul vechi, cu arhitectura sa barocă, faimoasă în întreaga lume, are unul dintre cele mai bine păstrate centre din lumea germanică, fiind înscris ca loc din Patrimoniul Mondial pe lista UNESCO din 1997. Orașul și-a luat numele de la minele de sare din apropiere, care au și contribuit la dezvoltarea orașului situat pe râul Salzach. Chiar și numele râului acesta este semnificativ pentru activitatea din zonă. Râul era pe atunci principala cale de transport a sării, până la momentul construirii căii ferate, paralelă cu râul. Salzburg este acum cunoscut în principal ca fiind orașul lui Mozart. Aici s-a născut și a trăit celebrul muzician. Și tot aici s-a filmat pelicula Sunetul Muzicii, a cărei premieră a avut loc acum mai bine de 50 de ani. Am reușit să parcăm mașina într-o parcare din centrul orașului, iar acum ne plimbăm pe străduțele Salzburgului. Deși încă nu este gata târgul de Crăciun, se lucrează intens la el, se vede, este foarte aproape. Haideți să vedem și noi! Aceasta este considerată cea mai frumoasă stradă pietonală din Salzburg, destinată cumpărăturilor, deoarece este populată de tot felul de magazine. Dar ceea ce o face cu totul specială este firmamentul magazinelor, din fier forjat și cu aspect vintage. Iar casa aceasta galbenă pe care o veți vedea aici este casa în care s-a născut Mozart, la numărul 9. Acum este muzeu, poate fi vizitat tot timpul, însă este interzis fotografiilor. Salzburg este un oraș mereu tânăr, care se reinventează an de an printr-o multitudine de evenimente și proiecte culturale. Este minunat în orice anotimp, dar cele mai recomandate sunt vara, pentru a putea admira în voie fastoasele grădini ale palatelor, și iarna, pentru numai puțin celebrul târg de Crăciun. Ce impresionează la acest târg este atmosfera specială de pasm, cele 100 de standuri cu produse manufacturate, cei 250 de brazi de Crăciun și circa 3 km de beculețe care luminează întreaga piață. De obicei, târgul este deschis între 21 noiembrie și 26 decembrie, iar în toată această perioadă au loc concerte de cor în fața catedralei și vizite ale lui Moș Crăciun. Bineînțeles, nu poți vorbi de Salzburg fără să amintești și de bomboanele Mozart, manufacturate de peste 100 de ani după aceeași rețetă. Aflându-ne într-o perioadă foarte apropiată de Crăciun, bineînțeles că nu puteau lipsi magazinele cu decorațiuni speciale și am intrat și noi să le vedem. Aici găsim o multitudine de decorațiuni extraordinar de frumoase de Crăciun, dar și de Paște. Aceasta este piața Mozart, unde deja au fost instalate două patinoare și unde se află și celebrul Muzeu al Crăciunului, pe care am ținut neapărat să-l vizităm și noi, ceea ce vom face în ziua următoare. Thank you.
Acesta este podul Lacătelor Iubirii, un pod pietonal peste râul Salzac, din centrul orașului și de unde se poate admira în voie și fortăreață. După cum se vede, podul este împodobit cu o multitudine de lacăte și lăcățele decorate și inscripționate de îndrăgostiții care trec pe aici și care doresc să lase o mărturie a iubirii lor. Cam asta a fost prima noastră zi în Salzburg. Ne-am întors la mașină și ne-am îndreptat spre mallul Europark, știind foarte bine că acesta își încheie programul la ora 6:18, iar a doua zi, duminică fiind, toate mallurile și toate magazinele sunt închise. Bună dimineața, duminică! Ne-am trezit cu o ploaie mocănească și o ceață de toată frumusețea, care m-a cam îngrozit, gândindu-mă că o să-mi ruineze toate planurile pentru ziua de astăzi. Dar, din fericire, ploaia s-a oprit, ceața a început să se ridice, așa că totul este ok. Spuneam de ieri că am pregătit o listă de obiective pe care aș vrea să le vizităm. Sunt destul de multe, trebuie să recunosc. Am aflat că unele dintre ele nu pot fi vizitate pe timpul weekendului, altele pe timpul iernii, așa că am mai scos din ele. Dar, ca de obicei, când ajung la fața locului, încep să constat că vreau să mai adaug și de asta, și de asta, și de asta, și de asta, de parcă ziua trebuie să aibă vreo 300 de ore ca să-mi ajungă mie. Totuși, rămâne de văzut ce putem face și astăzi. Eu am speranțe mari. Simbolul orașului este castelul, literal fortăreața Salzburgului de sus, și care are o vârstă de peste 900 de ani. Se poate ajunge pe jos sau cu funicularul, variantă pe care am ales-o și noi. Înălțat la ordinul principelui arhiepiscop de Salzburg, acesta este unul dintre cele mai mari castele medievale din Europa, dar și cel mai bine conservat din Europa. Am ajuns la cetatea din Salzburg, simbolul orașului. Recunosc că m-am cam desuflat puțin, sau puțin mai mult. E o ceață groasă de tai cu cuțitul. Nu se vede aproape absolut nimic.
Mi-aș fi dorit să pot să vă arăt și vouă panorama orașului, am înțeles că este spectaculoasă, dar din păcate astăzi deloc. O să încerc totuși să filmez cât se poate de mult de aproape. Sper să reușiți să vă faceți o idee. Construcția fortăreței a început în anul 1077 și includea inițial un castru cu perete din lemn. Pe timpul Imperiului Roman, arhiepiscopii de Salzburg erau deja figuri politice proeminente, așa că au extins treptat castelul pentru a-și proteja interesele. Funicularul, într-o formă foarte primitivă, a fost introdus după 1515 și era utilizat pentru facilitarea accesului mărfurilor în curtea superioară a castelului. Linia aceasta încă există, într-o formă îmbunătățită, bineînțeles, și este considerată cea mai veche cale ferată operațională din lume. Castelul nu a fost asediat decât o singură dată în istorie, în 1525, când un grup de mineri, fermieri și orășeni l-au atacat în încercarea de a-l alunga pe arhiepiscopul de atunci. Totuși, aceștia nu au reușit să ocupe și castelul. Între timp, s-au adăugat anexe, ca de exemplu depozite de praf de pușcă și casele de poartă suplimentare. Fortul s-a predat fără luptă trupelor franceze în timpul războiului napoleonian al celor două coaliții din 1800, iar ultimul arhiepiscop s-a refugiat la Viena. În secolul XIX, castelul a fost folosit drept cazarmă, depozit și temniță înainte de a fi abandonat ca avanpost militar în anul 1861. Începând cu secolul XIX, el a devenit o atracție turistică împreună cu funicularul. Aceasta este capela Sfântului Gheorghe. Marea surpriză a zilei a fost prezența celor doi străjeri din turn, care ne-au încântat cu un mic concert la trompetă. În interiorul castelului există și un mic magazin de suveniruri în care am descoperit niște lucruri extraordinare și unice. Că sunt pe diferite mărimi. A, ba nu, pe litere. Ce e ăla? Cifră. Wow.
mai că s-a mai ridicat ceața, mi-a mai trecut supărarea, am reușit să vedem o parte din panoramă. Bineînțeles, nu sunt condițiile ideale, nu este nici ce mă așteptam, dar nici atât de grav pe cât am avut impresia atunci când am ajuns aici. Cam asta a fost, mergem mai departe. Vine și funicularul, imediat coborăm. Am plecat. Rula! Ce este Audi de șiau hoțăr, a? 奥地利的小火车，你们看看，哎，奥地利的小火车，你得往上抬抬，你得往上抬，这个全是什么？不知道那个全是什么？哎，现在交叉了啊，交叉。Je ne tenais pas sur la halte. Hello, hello, hello. 这个是。 Aici avem istoria funicularelor. Aici, la ieșire, este o galerie foarte frumos amenajată. Și am descoperit și celebra grotă a Sărutului, unde se spune că îndrăgostiții își pot asigura iubirea veșnică pecetluind-o cu un sărut contra sumei de 1 euro. Și tot în această galerie se găsește și un magazin cu decorațiuni și bijuterii deosebite făcute din chihlimbar. Cum târgul de Crăciun încă nu era gata, am vizitat Muzeul Crăciunului, care este una dintre cele mai îndrăgite atracții turistice în perioada de advent. Muzeul este deschis pe tot timpul anului și adăpostește o colecție europeană unică, ce are o foarte mare încărcătură cultural-istorică și este formată din exponate de Crăciun din perioada anilor 1840-1940. Tot aici se pot citi informații legate atât de tradițiile și obiceiurile decorațiilor de Crăciun, cât și despre existența și dezvoltarea târgurilor de Crăciun. Toate exponatele de aici au semnificație istorică și fac parte dintr-o colecție privată.
dimineața de luni. Zic eu dimineața, dar afară e cam noapte. Noi ne-am făcut deja bagajele, în câteva minute vom pleca acasă. Gata și călătoria noastră în Salzburg. Mie mi-a plăcut foarte mult orașul. Aș fi vrut să văd mult mai multe, dar bineînțeles timpul a fost extrem de scurt. Ceea ce înseamnă că mai rămâne o listă destul de largă, deschisă pentru următoarele ocazii. Nu putem să închei fără să vă spun și că am dezlegat misterul ouălor colorate, despre care am tot dezbătut pe Instagram. Vă spuneam că aici am găsit ouă roșii și m-am mirat. În Germania sunt și ouă colorate și de alte culori, nu doar roșii. Și cu ocazia asta am aflat că nu sunt ouă de Paște și nici nu le-a uitat cineva în magazin de atunci. Ele sunt ouă fierte și sunt fără semnificație pascală, se numesc party eggs. Sunt simple ouă care se mănâncă la micul dejun sau se folosesc în diferite salate. Motivul pentru care ele sunt vopsite și se vând așa este foarte simplu. Unul practic, pentru a nu fi încurcate în frigider, cele fierte cu cele crude. Altul din punct de vedere al rezistenței, pentru că vopseaua aceea mai conferă un strat de protecție, ultraprotecție, ceea ce le prelungește termenul de valabilitate. Și apoi este ceva strict comercial, pentru bucuria consumatorilor, mai ales a celor mici. Eu încă sunt sub impresia puternică a absolut tot ce am vizitat ieri și cât am mai putut să mai văd din ziua de sâmbătă. Cred că o să trebuiască vreo 2-3 zile să îmi revin și să ajung din nou cu picioarele pe pământ. Acestea sunt spuse, eu acum vă spun la revedere și vă aștept cu drag în vlogul următor. Nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru a fi la curent cu toate postările mele în timp real. La revedere și ne vedem în vlogul următor!